Ești scump, învățat-o pe pielea ei și vânzătoarea unui magazin de piese auto din județul Bacău. Femeia a plătit unui bărbat aproape 600 de lei pentru o comandă pe care ar fi făcut-o administratorul magazinului. Escrocul a înscenat chiar și o convorbire telefonică pentru a fi cât mai convingător. Camerele de supraveghere ale magazinului din Buhuș l-au dat de gol pe bărbatul de 41 de ani. Imaginile surprinse arată cum intră nonșalant și se duce glonț la vânzătoare. Extrem de familiar, îi strânge mâna, ca un veritabil partener de afaceri. I-a solicitat vânzătoarei suma de 562 de lei, reprezentând contravaloarea unor așa zise piese auto comandate de către administratorul societății. Confuză, femeia își vede mai departe de ceilalți clienți. Nu știe cum să procedeze. Escrocul are însă cea mai convingătoare strategie. A mimat în fața acesteia o convorbire telefonică cu administratorul societății. Bărbatul se comportă ca un adevărat actor. Scoate telefonul de două ori, gesticulează în timp ce se preface că discută și așteaptă liniștit un răspuns, care vine în cele din urmă. Vânzătoarea dă dovadă de bună credință, îi dă omului banii și ia așa zisul pachet comandat. Abia după ce bărbatul pleacă liniștit, femeia își dă seama că în pachet sunt obiecte fără valoare și alertează poliția. Pe baza descrierii, escrocul a fost prins după câteva ore la Buzău. Cercetările continuă în vederea documentării întregii activități infracționale a acestuia. Buzoianul are deja de executat o pedeapsă cu închisoarea pentru un alt dosar de înșelăciune, așa că a fost dus direct în spatele gratiilor. Polițiștii cred că prin această metodă a înșelat mai mulți comercianți. Scene incredibile în Arad, un bărbat de